avem în proporție de 60% rezolvate lucrurile, dar mai avem 40% din județ locuri în care competiția este destul de acerbă și suntem convinși pe această cale și încerc să transmit tuturor oamenilor de dreapta din județul Suceava, pentru că județul Suceava este un județ de dreapta cu oameni gospodari, cu oameni care n-au fost infestați de cooperativizare, oameni care au trăit liber și s-au autogospodărit foarte mulți ani. Fac un apel către aceștia spre a reveni la Partidul Național Liberal pentru a lăsa Partidul Democrat zis și liberal, care nu are nimic de a face cu liberalismul, și asta o știe toată lumea, să revină în Partidul Național Liberal sau să se gândească cu seriozitate la posibilitatea de a nu mai da votul Partidului Democrat Liberal, ci candidaților Partidului Național Liberal. Băieșanu a mai adăugat că cetățenii din județ ar trebui să țină cont că în Partidul Național Liberal au rămas doar oameni cinstiți, capabili să înțeleagă evoluția României bazându-se pe principii și nu pe interese, așa cum se întâmplă în Partidul Democrat Liberal. În momentul de față avem liberali pur sânge care gândesc principial evoluția României și a județului în care trăim. Băieșanu a ținut să amintească în cadrul conferinței de presă de cazul de la Deva, unde Partidul Democrat Liberal face campanie unui candidat fără semnul partidului. Nu mai scrie PD, L sau niciun însemn al partidului nu mai există, iar candidatul lor, și partidul și el, își dorește să se delimiteze de sigla și de însemnele Partidului Democrat Liberal. Ceea ce înseamnă că și pedeliștii au înțeles fără discuție că acest partid nu mai are absolut nicio șansă în viitoarele alegeri, că acest partid nu va mai fi votat de către populație și că PD-ul a pierdut încrederea totală a electoratului și de aceea încearcă să-și promoveze candidații drept că ar fi independenți. Iată că românii nu vor mai vota portocaliu sub nicio formă și acum încearcă să se ascundă sub diferite alte culori. Liderul liberalilor suceveni ține să explice că PDL nu este o siglă, ci e format din oameni, iar în cazul în care populația va vota în continuare pe funcții, ar însemna să se voteze structurile mafiote de la nivelul înalt al partidului portocaliu. Dacă la alegerile locale oamenii vor vota actualii membri ai PDL, actualii primari ai PDL sau alții, tot PDL-ul va rămâne la guvernare și în continuare, iar România va trece în continuare în stări de comă, prin stări de criză totală. Deci, dorința noastră a liberalilor este ca electoratul să înțeleagă faptul că nu sigla înseamnă un rău în sine pentru România, nu PDL ca noțiune, ca însemne, ci oamenii care creează acest partid și mențin puterea într-o anumită direcție, putere care este discreționară în favoarea lor, iar ei nu mai au nicio posibilitate de a fi opriți în mod democratic de către opoziție.